Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, Cel care a făcut cerurile și pământul, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și Duhul Sfânt, care ne călăuzește în fiecare zi. Amin. Slujba cinei Domnului, lucrarea cinei Domnului, împărtășirea cu cina Domnului este una dintre cele mai importante lucrări și ea ne pregătește pentru venirea Domnului, pentru întâlnirea pe cer cu marele nostru mire, marele nostru mântuitor, Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Amin. În dimineața aceasta aș dori să parcurgem câțiva pași importanți, necesari, în împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului. Primul pas important pe care trebuie să-l facem, și în dimineața aceasta toți care suntem aici l-am făcut, este să venim la părtășia bisericii. Cina Domnului nu se poate lua prin fax, nu se poate lua prin Snapchat, nu se poate lua virtual, nu se poate lua printr-un telefon. Părtășia, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, împărtășirea la masa Domnului, trebuie să fie luată în mod personal, în mod fizic, în toată ființa noastră. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Este unul dintre primii pași. E adevărat că sunt mulți frați și surori care ne ascultă pe internet dintr-un motiv sau altul, Domnul să-i binecuvinteze. Dar cei ce pot să vină la biserică, Domnul să-i ajute să vină la biserică, că este un pas important la părtășia cu trupul și cu sângele Domnului. Domnul să ne ajute să avem în vedere lucrarea aceasta. Apoi, al doilea pas important în împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este credința că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu credem din toată inima noastră că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului n-au nicio valoare, pentru că nu există lucrarea credinței în inima noastră. Și cred că toți care am venit aici am făcut și al doilea pas. Am mărturisit în apa botezului, am mărturisit într-o formă sau alta, căci Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, căci Iisus Hristos este Mântuitorul nostru personal, căci Iisus Hristos ne-a iertat toate păcatele și fără de legile noastre, slăvit să fie numele Lui, glorie Domnului. Al doilea pas, foarte important. Al treilea pas important, care se distinge în a crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este credința că împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului, căci împărtășirea la masa Domnului este foarte importantă. Vedeți, dumneavoastră, sunt mulți credincioși astăzi care cred în Iisus Hristos ca Mântuitor personal, dar nu cred că cina Domnului este foarte importantă și este importantă în scopul învierii lor din morți, în revederea Domnului și în viața lor spirituală de zi cu zi. Nu vreau să arunc o lumină mai puțin strălucitoare asupra unora care cina Domnului este cenușăreasa bisericii. O luăm atunci când avem timp, o luăm așa pe fugă, o luăm așa la ieșirea din biserică,
O luăm așa pe nepregătite, o luăm așa, știu eu, de la, în orice formă, nu punem nicio reverență, nicio importanță, nicio sfială, nicio pregătire interioară. Și asta este foarte, foarte tragic. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu și este gura Domnului Iisus, subiectul cinei Domnului. Pentru că cina Domnului este amintirea a patimilor, a suferințelor, a jertfei Domnului Iisus Hristos. Și auziți ce spune versetul 56 din Ioan, capitolul 6, versetul 56, pagina Scripturii 1033. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine. Dacă nu te împărtășești cu trupul și cu sângele Domnului, dacă nu iei parte la cina Domnului, la masa Domnului, nu trăiești din punct de vedere spiritual. Nu rămâi în Hristos. Și garanția primei acțiuni care este a noastră, ca noi să ne împărtășim și noi prin aceasta, în mod spiritual, prin credință, prin puterea credinței, rămânem în Iisus Hristos, și auziți cealaltă promisiune este legată de această acțiune. Și spune așa, și eu rămân în El. Și eu rămân în voi, și eu rămân în casele voastre, și eu rămân în familiile voastre, și eu rămân în serviciul tău, și eu rămân în caligiul tău, în școala ta, și eu rămân în viața ta, eu rămân în slujba ta, în umbletele tale, în călătoria ta pe pământ. Vrei să mergi singur sau vrei ca Iisus Hristos să fie cu tine? Noi vrem ca Iisus Hristos să fie cu noi, slăvit să fie Domnul. Ca să fie Iisus Hristos cu noi, noi mai întâi trebuie să venim la masa Domnului, să venim la părtășirea cu trupul și cu sângele Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dacă trăim cu El, dacă El rămâne în noi în fiecare zi a vieții noastre, auziți ce spune versetul 54. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. Dacă nu avem aici jos pe pământ viața aceasta spirituală, apropierea aceasta spirituală, umblarea noastră cu Iisus Hristos și El să rămână în noi, și am să dezvolt puțin mai mult acest lucru, când El rămâne în noi, știți ce spune Apostolul Pavel? Nu mai trăiesc eu, ci Iisus Hristos trăiește în mine. Dragii mei, haideți să facem un pas mai aproape în dimineața aceasta, căci Iisus Hristos să trăiască 100% în noi și să nu mai trăim noi, ci să trăiască El. Când Iisus Hristos trăiește 100% noi, noi trăim 0%. Lucrurile noastre, ambițiile noastre, aluatul cel vechi, faptele lumii sunt 0%. Și Hristos să fie 100%. Slăvit să fie Domnul! Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică. Observați, viața veșnică nu este un subiect care îl vorbim după moartea biologică. Viața veșnică este un subiect care îl vorbim și îl trăim imediat după ce ne predăm Domnului Iisus Hristos. Definiția vieții veșnice nu este un episod, nu este un segment, nu este un lucru temporar care se întâmplă într-un viitor, știu eu când.
ci Domnul Iisus Hristos rostește, vorbind cu Tatăl din ceruri, Dumnezeul adevărat din Dumnezeu adevărat, și spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, când spunem să-L cunoaștem, înseamnă că suntem cu toți predați Domnului, cu toți predați lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis tu. Auziți, când începe viața veșnică, când începem să-L cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat, când începem să-L cunoaștem pe Iisus Hristos cu adevărat, când începe El să ieie ființă noi, și Doamne, în dimineața aceasta, ia ființă noi, dar nu 1%, nu 10%, nu 50%, nu 99%, ci 100%. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și dacă avem viață veșnică, și viața veșnică a început prin cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl, a Fiului Său, a trăirii Domnului Iisus Hristos în noi, auziți ce spune ultima parte a versetului 54, și eu, adică Iisus Hristos, îl voi învia în ziua de apoi. Dacă nu pui preț pe cina Domnului, dacă nu pui preț pe împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului, aș vrea să te întreb, cine te va învia în ziua de apoi? Dacă astăzi Hristos nu trăiește în tine, dacă astăzi Hristos n-a luat ființă în tine, cine te va învia în ziua de apoi? Doamne, suntem astăzi la masa Ta și vedem în noi multe scăzăminte, vedem în noi multe carențe, multe corigențe. Doamne, dar în dimineața aceasta aș dori ca prin Duhul Tău cel Sfânt să mi se facă X-rays, să mi se facă remeneu, MRI-ul, CAT scan-ul, spuneți-le cum vreți, din punct de vedere spiritual, și Dumnezeu să pună Duhul Sfânt peste noi, și orice este neplăcut ochilor Domnului Iisus, Dumnezeu să corecteze. Duhul Sfânt să ne convingă de tot ce este nepotrivit și Dumnezeu să ieie ființă noi, slăvit să fie Domnul. Vedeți dumneavoastră, cina Domnului, împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului, este o acțiune intensivă. Unii cred că este o lucrare pasivă. Este ca și cum mă duc la medic și am o boală oarecare și medicul îmi dă vreo două, trei borcănașe, știu eu, mai mici sau mai mari, cu pastile. Și mă duc acasă, iau pastila, fie că mă duc, fie că umblu, fie că mănânc, fie că dorm, fie că mă odihnesc, pastila aia intră în sistemul meu sanguin și tot corpul meu, în țesuturi, în celule și așa mai departe, și ea lucrează, distruge microbii și ce-i pusă să facă acolo. Dar n-are nicio acțiune din partea mea. Vedeți, nu este tot așa și la cina Domnului. La cina Domnului nu este o lucrare pasivă. Eu și noi toți trebuie să luăm hotărâri noi. Eu și noi toți trebuie să spunem: Doamne Iisuse, astăzi vreau să mă apropii de Tine. Dacă până acum ai fost în mine numai 10%, de astăzi înainte vreau să crești până la 100%. Dacă ai fost numai 60%, vreau să crești mai departe. Dacă ai fost numai 90%, vreau, Doamne, să iei ființă în mine și să nu mai trăiesc eu, ci să trăiești Tu, slăvit să fie Domnul. Învățăm de la ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus. Auziți în Matei, capitolul 26, versetul 38, cuvântul lui Dumnezeu spune așa:
Iisus le-a mai zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Un verset anterior este observația care a văzut-o ucenicii și spune, el a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei, adică pe Ioan și pe Iacov, și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. De data aceasta, Domnul Iisus nu se întrista și se mâhnea datorită păcatului propriu. El n-a avut niciun păcat, n-a greșit niciodată n-a avut nicio încălcare a legii lui Dumnezeu, el era sfânt, din Dumnezeu adevărat, dar a început să se întristeze, să se mâhnească pentru păcatul care era pus asupra lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Dumnezeu, adică Dumnezeu Tatăl, l-a făcut pe Iisus Hristos păcat pentru noi sau în locul nostru. Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu, a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând. Observați, cina Domnului sau patimile Domnului sau suferința Domnului sau jertfa Domnului a început mai întâi cu o întristare a sufletului. Prima bătălie a Golgotei a fost dată în grădina Ghețiman. O întristare ca de moarte. Păcatul aduce întristare ca de moarte în noi. Și Domnul Iisus, din cauza păcatului care trebuia să-l plătească pentru noi, s-a întristat până la moarte sau cu o întristare de moarte, să se întristeze, să se mâhnească foarte tare. Ce facem noi astăzi? Considerăm lucrarea cinei Domnului ca orice altă lucrare? Sau în dimineața aceasta începem să ne întristăm pentru ce este nepotrivit în viața noastră? Cuvântul lui Dumnezeu spune ca să nu luăm cina Domnului în chip nevrednic, nepotrivit. Pentru că atunci o luăm spre osânda noastră. Dumnezeu nu vrea ca cina Domnului să fie spre osânda noastră, așa cum am amintit din Ioan 6, să fie spre mântuirea noastră, spre creșterea noastră spirituală, spre a lăsa ca Domnul Iisus să rămână tot mai mult în noi și El să ne dăie cu adevărat viața veșnică. Dar dacă o luăm în mod nepotrivit, și aici este acțiunea noastră, poate să fie spre osânda noastră. Haideți în dimineața aceasta să ne gândim la noi înșine. Cum a fost purtarea noastră în familia noastră? Auzi lucrurile acestea. Soția nu știe cât face soțul și soțul nu știe cât cheltuie soția. Și atunci te miri că sunt scântei foarte mari. Frați și surori, iubiții Domnului, în familie, în casele noastre, trebuie să locuiască Iisus Hristos 100%. Nu putem să fim altfel acasă și să pozăm altfel la biserică.
Pentru că ochiul lui Dumnezeu vede în fiecare zi, în fiecare secundă, în fiecare clipă, comportările noastre, vorbele noastre, atitudinile noastre și tot ce este în noi. Vedeți, în dimineața aceasta ni se spune aici despre aluatul cel vechi. Un cuvânt foarte important în dimineața aceasta este puțin aluat, dospește toată plămădeala. Un medic extraordinar de renumit, foarte, foarte bun, într-o zi era la cabinetul lui, mai bine zis la urgențe, era de serviciu la urgențe și așa cum la urgențe vin cele mai grele traume și cazuri și situații, a venit la el o tânără distrusă de droguri și de alte lucruri ale vieții ei și era deja într-o moarte clinică și medicul acesta a zis, nu mai ajută nici resuscitarea clasică sau știu eu care o știu ei și care o fac. Zice, trebuie să fac o mișcare a inimii cu mâna mea, pentru că nu mai rezistă, celelalte aparate au căzut toate, nu mai există nicio șansă. Și a tăiat coșul pieptului. Și când a făcut această mișcare a inimii cu mâna lui, a avut doar o mică tăietură prin mănușa chirurgicală la degetul lui. Când au venit rezultatele înapoi și au văzut contaminarea acestei persoane, medicul acesta a sunat de urgență la miezul nopții un om al lui Dumnezeu și a zis, roagă-te pentru mine. Și omul al lui Dumnezeu a zis, dar de ce să mă rog pentru tine? Și a zis, uite, am avut o operație complicată și în timpul operației m-am tăiat o tăietură foarte mică la deget. Și omul lui Dumnezeu a întrebat și a zis, și ce înseamnă asta? Da, zice, datorită contaminării și ce era în sistemul ei și în trupul ei, aceasta este așa de puternică și virusul acela, printr-o singură tăietură, printr-o singură zgârietură, aceasta poate să intre în sistemul meu sanguin și eu sunt pasibil să contractez boala aceasta și să mor. Aș vrea să vă întreb acum, dacă o singură tăietură poate să creeze moartea noastră biologică, moartea noastră trupească, aș vrea să vă întreb câte vorbe nepotrivite poate să pună stain sau pete sau să distrugă viața noastră spirituală. De multe ori noi zicem, dacă spun de la 100 în sus, dacă mint de la 100 în sus, dacă fac cu tare de la 100 în sus, una, două, trei, îi de înțeles. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Puțin aluat dospește toată plămădeala. Nu trebuie mult, puțin. Ce ne învață Apostolul Pavel în Romani, capitolul 6? Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit. Haideți să ne cercetăm în dimineața aceasta dacă omul cel vechi a fost răstignit. Împreună cu Iisus Hristos. Împreună cu El. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui și în așa fel să nu mai fim robi ai păcatului. Dacă omul cel vechi a fost răstignit împreună cu el, auziți ce se spune despre Domnul Iisus? Spune, a mers ca o oaie la tăiere sau înaintea celor ciotun, n-a deschis gura. Domnul Iisus pe cruce n-a deschis gura
să spună vreun murmur, vreo lucrare, știu eu, de oboseală, de nemulțumire. Dimpotrivă, Domnul Iisus pe cruce s-a rugat și a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Aceasta a fost lucrarea răstignirii. Dacă omul nostru este omul cel vechi, cu adevărat este răstignit, de unde vorbește gura atunci? Și mai ales este cunoscut, păi nu pot să spun la serviciile divine, dar la sfaturile frățești, spun tot ce e în inimă. Atunci nu trebuie să fie răstignit omul cel vechi? Observați biruința Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus spune: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ar fi putut Domnul Iisus să-și ceară atâtea drepturi. Tată, dar chiar să fiu străpuns, dar chiar să fie, să mi se iei haina, chiar să fiu acolo răstignit pe cruce, chiar să-mi fie străpunse mâinile și picioarele, chiar să-mi fie străpunsă și coasta și inima, chiar să-mi fie și cu nună de spin pe cap, chiar să fiu și batjocorit și scuipat, să mi se smulgă barba, să fiu lovit cu trestia în cap. Tată, dar chiar toate acestea? Și auziți ce a spus Domnul Iisus: Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. O predare de 100%. Pentru că chiar dacă ar fi mers Iisus Hristos pe cruce, dacă n-ar fi acceptat voia lui Dumnezeu în totalitate, în 100%, răstignirea pe cruce n-ar fi avut nicio valoare. Acolo s-a câștigat prima bătălie, acolo s-a avut prima biruință, când Domnul Iisus Hristos, singurul născut din Tatăl, una cu Tatăl, a spus: Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Haideți în dimineața aceasta să spunem: Tată, în familia mea, nu vreau să se facă voia mea, ci vreau să se facă voia ta. Slăvit să fie Domnul! Putem spune cu toții amin ca în familiile noastre să se facă voia Domnului? Puteți să-mi spunem cu toții ca în soții din familie să se facă voia Domnului? Putem să spunem cu toții și cu toate ca în familiile Domnului voia Domnului să se facă și nu voia soțiilor? Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, haideți în ziua de astăzi să pășim un pas mai aproape de Hristos și Hristos să trăiască noi, voia lui Dumnezeu să se facă noi, slăvit să fie Domnul! Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe? Întrucât știm că Hristos înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. Știți ce înseamnă asta? Păcatul nu mai are nicio stăpânire asupra noastră când Hristos domnește și trăiește 100% în noi. Fiindcă moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Cum trebuie să trăim noi? Trebuie să trăim pentru noi sau pentru Dumnezeu? Doamne, ajută-ne la aceasta! Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. În Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie Domnul, să ne socotim morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Domnul
să ne ajute la aceasta. Morți față de păcat. Păcatul să nu mai aibă nicio putere asupra noastră. Hristos să trăiască pe deplin în noi, în zilele noastre, și la serviciu, și pe stradă, și la școală, și oriunde. Domnul să iei echip în noi. Slăvit să fie Domnul! Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, și clevetirea? Și vorbirea de rău? Și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru, să piară. Observați, ne dă Dumnezeu dreptul să omorâm mădularele cele vechi, mădularele firii, mădularele păcatului. Observați în citirea care a fost astăzi, zice să nu fie un aluat vechi, și acum îi dă definiția, doar două proprietăți dintre acestea sau caracteristici, să nu fie cu răutate și cu viclenie. Fake, nu? Să părem altfel. Orice răutate să piară din mijlocul vostru. Am fost și am cunoscut o persoană care postea de multe ori pe săptămână, cunoscuse pe Domnul de foarte mulți ani. Și Duhul Domnului m-a pus să o întreb pe soțul tău, poți să-l ierți? Și n-am primit niciun răspuns. Wow! Să mă împărtășesc, să postesc, să fac celelalte lucruri și să nu pot să-mi iert soțul. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, în primul rând în familie, nu? Miloși, wow! Pot să am milă pentru cel de pe stradă, pentru un homeless, dar nu am milă pentru soțul, soția mea. Iertați-vă unii pe alții. Dacă vin la cina Domnului neiertând pe cel de lângă mine, mă împărtășesc degeaba, ba mai mult spre o sândă. Iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Și aș vrea să concluzionez aici. Iertarea, după ce am primit iertarea lui Hristos, nu este opțională. Mai spun o dată. După ce am primit iertarea lui Hristos pentru păcatele și fără de legile noastre, nu mai este opțional să iertăm pe fratele și pe sora noastră. Credem acest lucru? Auziți ce spune Domnul Iisus Hristos? Matei, capitolul 6, versetul 15. Dar dacă nu iertați oamenilor, aici intră și frații, intră și soțul și soția și copilul și tata și mama, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Este o condiție strânsă între una și cealaltă. Dacă am și doresc ca Domnul Iisus să mă ierte, pentru că fără iertarea Domnului Iisus n-am mântuire, n-am viață veșnică, nu voi vedea cerul. Deci dacă doresc să primesc iertarea Domnului Iisus Hristos, iertarea lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, cum spune Pavel la Efeseni, capitolul 4, versetul 32, atunci trebuie să iert și eu la rândul meu. Amin? Amin. Doamne ajută! Ultima cină în Canada.
era la biserică cel care a fost Ioan Pop. A venit la biserică, de data aceasta a venit și soția lui. El a făcut botezul cu un an în urmă, la vârsta de 78 de ani, plus minus. Și ultima cină, era un om atlet, era un om sănătos, să zic așa, din punct de vedere fizic, sau cel puțin cât se vedea, a venit la cină, soția lui, care era foarte împotrivă și n-a venit la biserică până atunci, a fost și ea copleșită de lucrarea lui Dumnezeu din biserică, radia de bucurie, am dat mâna cu ei la amândoi, dar m-am uitat la fața lui, radia de bucurie. Și parcă vroia să-i spună ei, eu n-o să mai fiu la o altă cină, dar tu vino aici, aici este templul lui Dumnezeu, aici este casa lui Dumnezeu, aici este Dumnezeu, aici poți primi iertarea lui Dumnezeu. Și am întrebat-o pe ea atunci, în afară de diavolul, cine mai este împotriva ca să te împaci cu Domnul? Și a spus, nu mai este nimeni altcineva împotrivă. Am zis atunci, fă un pas mai aproape de Domnul, pregătește-ți inima, lasă ca Duhul Sfânt să lucreze în inima ta. N-am știut că numai după 2 zile a mers pe cărare, seara la plimbare, a căzut și nu s-a mai ridicat. Dragul meu și draga mea, iubiții Domnului, nu pot să vă garantez că toți care suntem în dimineața asta, aici, vom fi și la cina viitoare. Eu nu pot să vă garantez. Cuvântul lui Dumnezeu nu vă garantează. Dumnezeu nu vă garantează. Dumnezeu care este în viața și moartea, Dumnezeu care este creatorul tuturor lucrurilor, nu garantează lucrul acesta. Dar astăzi pot să spun ceva. Dacă știi că sunt corigențe, dacă știi că sunt lucruri din omul cel vechi, dacă știi că mai este un pic de aluat în omul cel vechi, în tine și Hristos nu trăiește 100%, în dimineața aceasta spune, Doamne Iisuse, până acum am pozat altfel și am vrut să pozez altfel pentru fratele, pentru sora, pentru slujitorii Domnului. Dar astăzi, Doamne, mă pocăiesc în sac și cenușă. Astăzi, Doamne, văd și las pe Duhul Tău cel Sfânt să-mi facă toată cercetarea care trebuie să o am. Și tot ce nu este potrivit cu cuvântul Tău, tot ce nu este potrivit cu lumina Scripturii, Doamne, vreau să lepăd, vreau să las în urmă, vreau să las la picioarele crucii Tale. Și astăzi, Doamne, sfințit de cuvântul Tău, spălat de apa curată a cuvântului Tău, Doamne, vreau să mă întorc la Tine cu toată inima, vreau să mă întorc la Tine, Doamne, cu toată ființa mea, și trupul meu, și sufletul meu, și Duhul meu, Doamne, să fie sfințite de cuvântul Tău și de Duhul Tău cel Sfânt, slăvit să fie Domnul. Haideți să nu luăm lucrurile acestea ca un lucru de obișnuință, ca un obicei, ca un lucru care se întâmplă în fiecare lună, ci haideți să luăm acest lucru ca și cum nu mai avem ocazie pentru o altă cină. Nu știu cât costă un telefon, dar dacă am o problemă cu cineva, pune mâna pe telefon și rezolvă problema. Dacă soția și soțul tău au venit supărați la biserică și necăjiți, pentru că ai făcut ceva nepotrivit, ai zis ceva nepotrivit sau te-ai comportat în mod fără să fie lumina lui Dumnezeu, du-te și spune, îmi pare rău și pe drumul ăla n-o să mai merg. În casa noastră n-o să mai fie ceartă. În casa noastră n-o să mai fie aia și aia și aia și aia. În casa noastră vreau să fie un colț de rai. Vreau să aprindem din nou altarul rugăciunii. Vreau să aprindem din nou altarul închinării, un altar deosebit, un altar autentic, un Betel și casa noastră, împreună cu toți care ne-a dat Dumnezeu, să-L slujim pe El, slăvit să fie Domnul. Haideți să luminăm și Hristos să lumineze prin noi, pentru toți cei din jurul nostru și cu adevărat să trăim Scriptura.
de 100%. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Amin.